Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Revărsarea Duhului Sfânt. Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 38. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Timp de 3 ani și jumătate, ucenicii au fost cu Iisus. Ei au umblat cu El, au lucrat cu El, i-au ascultat predicile minunate și l-au privit cum a vindecat bolnavii și a scos demoni. Când le-a fost frică în furtună, Iisus i-a salvat-o prin valurile, prin cuvântul Său. Taci fără gură, a zis El, și imediat valurile s-au oprit din mugit, norii negri s-au împrăștiat și s-a făcut o liniște mare. În timpul altei furtuni, Iisus nu avea o barcă. De aceea, a mers pe valurile mari, chiar până la locul unde ucenicii se chinuiau în barca lor. În acea ocazie, Iisus l-a ajutat pe Petru să meargă pe apă. Apoi, când credința lui s-a clătinat și el era aproape să se nece, Iisus l-a salvat și i-au mers împreună spre corabie. Când doi îndrăciți s-au năpusit asupra lor ca niște animale sălbatice, ucenicii au fugit îngroziți, dar Iisus doar și-a ridicat mâna și oamenii nu s-au putut apropia mai mult. Stăteau neajutorați în fața lui, dar cu toate că erau foarte înfuriați, ei erau incapabili să facă încă un pas. Apoi, Iisus i-a vindecat pe acești oameni periculoși și ei au devenit calmi și liniștiți. Da, zi și noapte, Iisus a fost cu ucenicii învățându-i, călăuzindu-i, mângâindu-i și protejându-i. Zi după zi, ei au simțit dragostea lui Iisus pentru ei și în fiecare zi îl iubeau și se încredeau în El tot mai mult. Dar acum Iisus s-a întors în cer și cu toate că le-a spus că nu putea merge cu El de data aceasta, ei erau fericiți. De ce? Pe cine le-a promis că li-l va trimite pentru a fi cu ei tot timpul? Gândește-te! Să spunem că tu ai fi fost unul dintre ucenici în acea zi când Iisus s-a înălțat la cer. De ce ai fi fost fericit? După ce Iisus a murit, ucenicii erau siguri că nu-L vor mai vedea niciodată, dar când au știut că Iisus era cu adevărat iarăși viu, totul s-a schimbat. Chiar dacă Iisus s-a înălțat la cer, El a promis că se va întoarce. Când ucenicii s-au întors în Ierusalim, oamenii au putut să vadă că Iisus nu era cu ei. Dar ucenicii nu arătau triști, ei erau bucuroși. Aceasta părea foarte ciudat. Oamenii nu știau că Iisus a promis că se va întoarce. Ei nu știau că El a promis că le va trimite un ajutor minunat, care va putea fi cu ei tot timpul. Iisus a devenit om. El va fi pentru totdeauna un om, tot așa cum este Dumnezeu. Trupul lui uman nu putea fi cu fiecare persoană, dar El putea fi cu fiecare persoană prin ajutorul Lui. Duhul Sfânt, ucenicii lui Iisus, nu vor fi niciodată singuri. Ce minunat! Cât timp Iisus a fost pe acest pământ, cei care Îl urmau și-ar fi dorit ca El să fie cu ei tot timpul, dar curând, urmașii Lui aveau să fie peste tot în lume, iar pentru că Iisus este și om, El nu putea fi peste tot în lume cu fiecare dintre ei tot timpul. Dar Duhul Sfânt putea fi cu fiecare dintre ei tot timpul. Doar cu Duhul Sfânt în noi putem să ascultăm de Iisus și să fim ajutoarele Lui. Unde le-a spus Iisus ucenicilor să aștepte ca Duhul Sfânt să le dea puterea Lui specială? Haideți să citim în Luca, capitolul 24, cu versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Gândește-te, s-a asigurat Iisus ca noi să nu fim niciodată singuri? Cum? Ucenicii s-au dus în aceeași cameră în care au luat Sfânta Cină înainte ca Iisus să moară. Era aceeași cameră în care s-au ascuns după ce Iisus a fost crucificat, deoarece le era frică de preoții și conducătorii nemiloși. Și era aceeași cameră unde Iisus i-a vizitat în ziua în care a înviat. Acum unul dintre ei lipsea, Iuda Iscarioteanul.
În timp ce așteptau ca Iisus să le dea puterea specială prin Duhul Sfânt, ucenicii se gândeau la minunile făcute de Iisus și la cuvintele spuse de El. Cât de mult și-ar fi dorit să fie ascultat mai cu atenție, cum le-ar fi plăcut să-L fi crezut când le-a spus despre împărăția lui Dumnezeu și despre ce rege era El. De asemenea, ucenicii și-au amintit cât de trist a fost Iisus când s-au certat între ei și au adus aminte cât de geloși fuseseră unul pe altul. Acum l-au rugat pe Iisus să ierte și fiecare și-a cerut iertare de la ceilalți. Ucenicii doreau ca inimile lor să fie curate, astfel încât să poată locui Duhul Sfânt în ei. Gândește-te, îți dorești ca Iisus să fie în inima ta? Dar ce crezi, își dorește Iisus ca noi să ne iubim unii pe alții, precum au făcut ucenicii? Ucenicii așteptau ca Duhul Sfânt să se reverse asupra lor cu putere specială, încât să poată fi bun misionar pentru Iisus. Acum, erau într-un cuget, ceea ce însemna că ucenicii nu se mai certau, nu mai erau egoiști și și-au mărturisit greșelile făcute și se iubeau cu adevărat unul pe altul. Erau încă în camera de sus, așteptând ca Iisus să le dea puterea specială de a lucra pentru El. Ziua cincizecimii a fost ziua pe care Iisus a ales-o pentru a le da acea putere specială. Mulți oameni din toată lumea erau în acea zi în Ierusalim și, bineînțeles, ei vorbeau limbi diferite. Dintr-o dată, pe când ucenicii se gândeau și se rugau, au auzit un sunet ca vâjuitul unui vânt. Vântul era așa de puternic încât întreaga casă s-a cutremurat. Apoi, ceva ce arăta ca niște limbi de foc s-a așezat pe capul fiecărui ucenic. Imediat, Duhul Sfânt le-a dat ucenicilor puterea specială promisă de Iisus. Acum, erau pregătiți să spună fiecăruia dintre cei care erau prezenți despre Iisus în limba lui. Oamenilor nu le venea să creadă ce se întâmpla. Ei știau că ucenicii nu învățaseră niciodată să vorbească acele limbi diferite, dar ei le vorbeau perfect. Oamenii aceștia sunt din Galileea, își spuneau ei unul altuia. Cum de pot vorbi atât de multe limbi așa perfect? Ei nu au luat lecții ca să învețe. Gândește-te! Numără câte limbi diferite puteau ucenicii să vorbească. Unii copii pot vorbi mai mult de o limbă. Tu câte limbi poți vorbi? Îți folosești cuvintele pentru a-i ajuta pe alții să-L cunoască pe Iisus? Ucenicii vorbeau unei mulțimi de oameni despre Iisus și, indiferent ce limbă vorbeau, oamenii din mulțime, fiecare persoană putea să înțeleagă. Iisus le-a trimis ucenicilor Duhul Sfânt pentru a le da o putere specială, iar oamenii erau mirați. Ce se întâmplă? Se minunau ei. De ce dintr-o dată ucenicii pot vorbi alte limbi? Era minunat. Dacă ai vrea să-i spui unui evreu despre Iisus, dintr-o dată ai putea vorbi cu acea persoană în evreiește. Nu ar fi acesta un miracol minunat? Crezi că lui Satana îi plăcea ce se întâmpla? O, nu! El a luat câțiva oameni din mulțime să-și bată joc de ucenici. Ei spuneau că ucenicii erau beți. Îți amintești ce laș a fost Petru în acea noapte înainte ca Iisus să moară? Dar acum Petru nu mai era un laș. Duhul Sfânt i-a spus lui Petru ce să răspundă oamenilor care își băteau joc de ei. Petru le-a spus că ucenicii nu erau beți. El le-a reamintit că Dumnezeu a primis să trimită Duhul Sfânt pentru a-i ajuta pe oameni să învețe despre Iisus. Petru le-a spus oamenilor că minunile făcute de Iisus au dovedit că El era Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, Petru a spus că, deși Iisus fusese crucificat, El a înviat și s-a întors la cer. Gândește-te! Le-a dat Duhul Sfânt putere ucenicilor pentru a-i ajuta pe oameni să învețe despre Iisus? Petru predica plin de curaj unei mulțimi de oameni, iar Duhul Sfânt le vorbea inimilor lor în timp ce ascultau. Părea că oamenii și-au dat seama dintr-o dată că ei l-au ucis pe Mesia și se simțeau groaznic. Ce să facem? Au întrebat ei, iar Petru le-a spus bucuros. Oamenii au înțeles în cele din urmă că Iisus, Marele Dumnezeu Creator, a devenit om, iar El a dovedit că prin puterea lui Dumnezeu noi putem păzi cele 10 porunci. Timp de 3 ani și jumătate, Iisus a învățat și a ajutat mii de oameni, dar când El a murit, părea că toată dragostea și grija Lui au fost degeaba.
Chiar proprii ucenici au fugit din Ghețeman și l-au lăsat cu mulțimea. Dar acum, mulți dintre oamenii care l-au ascultat pe Iisus, îl ascultau pe Petru în acea zi. Au început să înțeleagă ce le spusese Iisus și multora dintre ei le părea rău că nu crezuseră ceea ce Iisus spusese despre împărăția sa. Au văzut că gândirea lor fusese greșită. Ei doreau acum să știe cum îi pot aparține lui Iisus și să fie în împărăția sa. Câți au fost botezați în acea zi? Haideți să citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în acea zi, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Gândește-te! Iisus a promis că, înainte de a se întoarce, va fi încă o dată ceva asemănător cu ziua cincizecimii. La fel cum Duhul Sfânt ne ajută să ne iubim unii pe alții și să lucrăm împreună. El ne poate da putere, așa cum le-a dat ucenicilor în acea zi. Chiar acum, în fiecare zi, mii de oameni sunt botezați. Cum îl ajuți tu pe Iisus? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!